Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit din nou, fetele lui Mama Frumoasă. Este vineri și din nou, ca de fiecare dată, am venit să vă spun ce am mai făcut de mâncare, ce am mai gătit, dragile mele, la meniul zilei. Haideți să vedem. Aici am făcut o oală mare, după cum vedeți, cu ciorbică. Ia să vedem ce fel de ciorbică. Vedeți? Cu tăițel de casă, dragile mele, totul bio, cu borș de casă, vedeți? Cu borș în plus. De coaste de vițel. Vedeți? O ciorbică minunată, cu toate, cu păstârnac, cu morcovel, cu de toate, dragile mele. O bunătate, un spectacol de ciorbică, foarte gustoasă. Vedeți? Cu ardei roșii, cu toate legumele, cu leuștean verde, bineînțeles. Și a ieșit o ciorbică minunată, un spectacol de ciorbică. Această ciorbică, cu un pic de ardei iute, e un spectacol, dragile mele. O bunătate, o bunătate. Bun. Haideți să vedem ce am făcut la felul 2. La felul 2 am făcut o oală, tot așa, o cratiță mare, vedeți, cu ficăței. Vedeți ce bucăți generoase de ficăței, foarte gustoasă, a ieșit foarte, o minunăție, cu ceapa tăiată frumos, solzișor. Vedeți ce am pus? Am pus și cimbru, am pus și foi de dafin, dragile mele, un pic de usturoi care dă o tentă foarte, foarte bună. Piper. Vedeți? Și a ieșit un sosuleț minunat, minunat. Ei, cu ce se mănâncă acest ficăței, dragile mele? Vă dați seama? Ce merge bine lângă acești ficăței minunați? Merge bine regina casei, mămăliguță, dragile mele. O minunată, un minunat ce au noi de mămăliguță. Vedeți, dăm acum prin ea. A ieșit foarte gustoasă, moale, pufoasă, vedeți? O mămăliguță minunată. În această mămăliguță eu pun și un pic de ulei și este foarte, foarte delicioasă, dragile mele. Iar acum, ca desert, pentru că este sezonul, nu, pentru dietă, am uitat să spun, am făcut la cuptor, am făcut legume la cuptor, vedeți, vinete cu ardei, cu doblegel, cu ceapă, cu de toate, cu de toate și ficăței pe grill, vedeți? Iar ca desert, struguraș, pepene și fructe, dragile mele, în general, pentru că este sezonul. Acum, ce să vă mai zic? Vă doresc o zi binecuvântată, frumoasă, ca și sufletele voastre. Diseară o să mai intru din nou să mai facem o emisiune, să vă mai zic. Eu am să vă citesc mesajele în continuare și o să vă fac video pe YouTube cu rețetele care o să le doriți dumneavoastră. Mama o să vă spună tot ceea ce doriți. Și ce să vă zic? Am pus un pic de muzică ca să se simtă bine clienții care o să vină la meniul zilei și acum atmosferă plăcută, voie bună și vă doresc o zi frumoasă, dragile mele, sănătate și să auzim de bine, pupici dulci, toate cele bune vă doresc!